Milioane de indieni au început pelerinajul la fluviul Gange pentru cea mai mare sărbătoare religioasă hindusă. Credincioșii hinduși fac baie în apele fluviului Gange aproape dezbrăcați, fără nicio măsură de protecție sanitară sau distanțare socială. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost peste 2,2 milioane de hinduși care au participat la acest ritual. Festivalul are loc, deși India a înregistrat un număr record de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 3 luni și este pe locul 2 în lume la decese, după Statele Unite. Cei care vin pe malurile fluviului la festivalul care ține până la finele lunii aprilie, trebuie să prezinte totuși un test PCR negativ. Hindușii cred că spălarea în apele Gangelui îi curăță de păcate.